Bună ziua, proiect Sound Identity, BMW E90 2009, montat sistem MirrorLink, sistem inteligent care va permite afișarea meniului telefonului sau orice rulați de pe telefon în sistemul original, stil oglindă. Pentru aceasta necesită montarea unei interfețe care va face permiterea de intrare în sistemul original, audio-video, sistemul de permitere de oglindire de MirrorLink și accesoriile referente lui. Ok. În partea a doua vă voi prezenta toate aceste produse gata instalate și funcționarea lor. Până atunci, la revedere! BMW E90, proiect Sound Identity, sistem MirrorLink, oglindire telefon cu imaginea aparatului original. Ce vom face ca și televizoarele inteligente dacă ne-am săturat de auxiliar, de sistemul de USB, de sistemul de DVD al mașinii? Ce putem face? Luăm telefonul, tableta, facem o conexiune de MirrorLink și putem viziona YouTube, filme, DVD, tot ce dorim, desene animate pe ecranul original al mașinii. Să vedem funcționalitatea lui. Ok? Acum, am montat aici foarte discret un butonel care ne va face un schimb de imagine, mai exact, din sistem, din monitorul original. Acum s-a transferat monitorul în poziția AV, ca și dacă avem un televizor acasă și îl vrem să vedem, să vizionăm pe HDMI sau pe AV1, vrem să vedem un film, da? Atunci trebuie să luăm telecomanda și punem pe AV1. Exact așa, asta am făcut noi în momentul de față. Prin reapăsare revin la meniul original. Prin reapăsare revin la meniul iar original al sistemului. Ok? Bun, acum dacă observăm, am intrat în sistemul original, sistemul l-am legat pe bază de contact ca să nu avem nicio altă, așa zis, neclaritate a sistemului. Bun. Și suntem afișați momentan de, nu știu, un pic să-l dau mai încet, de Wi-Fi display Full HD, rezoluție Full HD, să sperăm pentru acest monitor nu vom avea posibilitatea, deoarece monitorul este capacitatea rezoluției HD, dar acum sistemul de MirrorLink este în gata pregătire. Acum ce facem? Luăm telefonul, da? Așa, începem să intrăm în sistemul de screen MirrorLink, care este acesta. Ok. Intrăm în el, se caută un pic să prin climatizarea, se caută screen MirrorLink, conectare, el este în așteptare și automat, dacă observați, totul s-a transferat pe monitorul original. Tot ce fac pe acest telefon, îl iau în mână, vedeți, n-am niciun cablu, n-am nici absolut nimic, tot ce fac este redat pe monitor. Acum, dacă, de exemplu, vreau să zic așa, îl pun înapoi ca să-mi fie mai ușor un pic filmarea, mergem la pagina mea principală și, de exemplu, dacă vreau să intru în galeria foto, să văd că ce fotografie am aici, da, pot să observ, o să ai să văd ce să derulez aici, să nu cumva să fac ceva prostie. Așa, să, de exemplu, golfulețul meu care l-am dezmembrat. Vreau să văd imaginea mai full range. Ok, văd că este activată funcția de rotire. Când se rotește imaginea, se rotește și pe ecranul original. Se face mare. Tot ce vedem pe monitorul mic, tot vom vedea și pe monitorul mare. Ok? De exemplu, orice vreau să intru pe Facebook, pe YouTube, orice vreau să vizualizez de pe internet, acum avem posibilitatea. De exemplu, putem culege aplicații TV, cum e Pro TV, Antena 1 și multe altele, le putem vizualiza pe baza aplicațiilor pe sistemul original al mașinii. Repet, niciun cablaj, nici absolut nimic. Totul este aerian, totul este pe bază de oglindire MirrorLink. Ok? Așa, revenind. Hai să vedem, să introducem, de exemplu, în YouTube un videoclip și să vedem. De exemplu, el este unul, dar dacă vreau să văd unul mișcător, deoarece ultima dată am ascultat, așa zis, trap music. Ok? Să căutăm orice căutare. Mie îmi place foarte mult C-Block. Așa. Ia să-i dăm o căutare. Aoleu, zice offline. Why offline?
Băi, te-am pus în mod avion, nu cred că ai avea nicio problemă din cauza modului avion. Ok, să vedem linia mea de internet. Zice în felul următor, da, din cauza modului avion se pare că a ieșit din setarea de Wi-Fi. Așa, și acum revenim, de exemplu, la YouTube. Ok, acum zice că e conectat și acum dacă îi redau un research, ok, acum nu știu din ce motiv anume el s-a deconectat trecând din modul de airplane mode, de avion mode, care l-am avut aici activat în modul avion ca să nu fiu deranjat în timpul filmării, da? Am revenit la modul normal și să vedem acum care este. Așa, acum se petrece oglindirea. Așa, conectare, zice? Da, conectare. Bun, și am revenit la meniul inițial. Ok, dacă intrăm pe YouTube, de exemplu, dăm orice videoclip, iar dacă îi dăm drumul, da, vedeți, videoclipul se derulează în mod mic. Dacă vreau să pun pe mod mare, modul mare este acesta și acesta. Ok? Acum, de aici încolo, pentru asemenea detalii, produse și realizări montaje, puteți să ne contactați soundidentity.ro, Oradea, județul Bihor. Pe Facebook suntem Sound Identity Hi-Fi Oradea. Asemenea proiecte, realizări, putem realiza pe orice tip de mașină, pe orice tip de sistem, pe orice tip de navigație originală, cât și multe altele. La revedere!